județul Argeș, Școala Specială Gimnazială Sfânta Marina din Curtea de Argeș și Fundația Handrom. Bine ați venit! Județul Bacău, Asociația Sindrom Down Bacău și CRRHPH Ungureni. Județul Bihor, Asociația Down Oradea. Județul Bistrița Năsăud, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Lacrima. Județul Botoșani, Asociația Down Activ Moldova. Județul Brăila, Trebuie Brăila, Asociația Down Botez și SOS Autism. Județul Brașov, o delegație numeroasă din București, Asociația Hoffnung, Asociația Sindrom Down București, Asociația Angels Down Friends, Asociația Infantia, Fundația Mâna de Lucru, Asociația Down București, Grupul Ghițulescu, Asociația Down Plus București. Bine ați venit la Târgoviște! Be a Butterfly, Școala Profesională Specială numărul 3. Asociația Club Sportiv al Notătorilor cu Sindrom Down Independenți. Bine ați venit la Târgoviște! Județul Buzău, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă. Județul Călăraș, Asociația Noi Orizonturi. Județul Caraș-Severin, Asociația Cărășană Sindrom Down din Râșița. Din Ardeal, din Cluj, Asociația Down, Centrul Educațional Raluca și Asociația Gemeni Sindrom Down din Huedin. Județul Covazna, Asociația Creștină Bunul Samaritan, Fundația Creștină Diaconia. Bine ați venit la Târgoviște! Județul Dolj, Asociația Langdown Oltenia, Centrul Educațional Teodora din Băilești. Județul Galați, Școala Specială Constantin Pufan. Județul Giurgiu, DGASPC Giurgiu. Județul Gorj, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă din Târgu Jiu. Județul Harghita, Fundația ProDown din Odorheiu Secuiesc. Județul Hunedoara, Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria și Asociația Down Valea Jiului. Județul
Iași, școala specială Constantin Păunescu. Independenți. Județul Ilfov, Fundația Motivation România. Județul Maramureș, Hope and Homes for Children. Județul Mureș, Asociația Down Mureș din Târgu Mureș și Fundația Alfa Transilvana. Bine ați venit la Târgoviște! Județul Neamț, CRRPH Păstrăveni. Județul Prahova, școala gimnazială specială numărul 2 din Ploiești și Asociația Down din Ploiești. Tocmai de la Satu Mare, Asociația Land Down Transilvania. Din Suceava, Asociația Blijdorf, România, servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate din Gura Humorului. Județul Timiș, Fundația Pentru Voi Timișoara și Fundația de Abilitare Speranța. Județul Vrancea, Asociația Sindrom Down din Focșani și Asociația ABC Down. Pentru prima dată, Jocurile Special Olympic se desfășoară în Dâmbovița la Târgoviște. Asociația Înger pentru Îngeri, Asociația Eu Pot, Școala Specială, Complexul de Servicii Sociale Floare de Colț, Școala Grigore Alexandrescu, Școala Gimnazială Nicolae Vlad din Pucheni. Doamnelor și domnilor, Jocurile Speciale Special Olympics România la Târgoviște 2018! Orașul celor 33 de voievozi, aici la turnul Chiriei, unde timp de 4 zile veți dovedi că sunteți cei mai minunați sportivi. Târgoviște. Mărturisesc că am avut ocazia de a vorbi
la foarte multe evenimente, dar niciodată nu am fost mai emoționat. Sunt emoționat și sunt onorat să fiu prezent astăzi la acest eveniment care înseamnă mult mai mult decât o competiție sportivă. Aici este vorba despre un fenomen al exemplului, despre puterea de a-ți depăși propriile limite și de a te autodepăși. Dizabilitatea, indiferent că este fizică sau intelectuală, devine invizibilă atunci când este vorba de oameni cu spirit de învingători. Oameni care, prin participarea la aceste jocuri naționale Special Olympics, ne predau o adevărată lecție de viață. Așadar, sunt mândru să fiu aici, să fiu partener și să am ocazia să stau în mijlocul acestor oameni uriași. Vă mulțumesc și mult succes! Director Național Special Olympics România! Venim câteva sute de sportivi, de părinți, de antrenori din toată țara și fiecare an mergem într-un alt oraș să ducem mesajul sportivilor speciali care vor și pot să arate că pot să facă mult mai mult decât credem noi ceilalți. Suntem ambasadori, suntem aici la Târgoviște 200 de ambasadori din alte județe și 100 din județul Dâmbovița. Este la al 15-lea an în care facem asta. Anul trecut am fost la Baia Mare, la anul nu știu unde vom merge, dar sperăm că pentru sportivii din toată țara și pentru sportivii din Dâmbovița va fi și mai bine de aici înainte, când veți ști cu toții ce oameni minunați aveți alături și avem alături peste tot în toată țara. Eu vreau să mulțumesc în numele lor, cei pe care îi vedeți aici, autorităților locale care au făcut posibil acest eveniment și aplauzele lor sunt cele mai sincere. Vă mulțumim Consiliului Local Târgoviște, Consiliului Județean Dâmbovița. Vă mulțumim tuturor voluntarilor care sunteți aici și îi mulțumim lui Tomiță, Radu, Toma, Gabriel, care anul trecut ne-a invitat să venim aici, domnul care a prins flacăra puțin mai devreme. Suntem mândri să purtăm acest mesaj și le dorim succes sportivilor în întrecerile de mâine și poi mâine. Bună ziua! Numele meu este Teodorescu Radu. Am 13 ani și sunt elev la școala Matei Basarabe din Târgoviște. Sunt sportiv Special Olympics din anul 2013. Practic în note gimnastică și fitness. Sportul m-a ajutat să am o stare de sănătate bună și să-mi fac prieteni noi. Sunt bucuros și mândru că anul acesta Jocurile Naționale Special Olympics se desfășoară în orașul Târgoviște. Vă mulțumesc și vreau să le urez tuturor participanților mult succes! Bravo, Radu! Mulțumim! Rămâi alături de noi! Și pentru că este o competiție sportivă în care, în primul rând, trebuie să avem grijă unul de altul și fair play-ul trebuie să fie în prim plan, am să îl chem alături de mine pe Alexandru Ungureanu, are 9 ani, este în clasa 1 la școala Mihai Viteazu din Târgoviște, este sportiv Special Olympics, care va rosti jurământul sportivilor Special Olympics România. Să te auzim! Vreau să câștig! Dacă nu voi câștiga, vreau să fiu bravo în cercarea mea!